Vă salut, dragi prieteni, bine ați revenit pe canal. Eu sunt Lucian, după cum bine știți. Suntem în ziua 2 de pe Vârșolț. Am terminat ziua, prima zi, într-o manieră bună, având în vedere media de pește, doar caras și plătică, dar media undeva la 400-450 de grame, făcând un total de 4,5 kg. Ideea este că ora 14 și ceva și vreau să vă spun că n-am mai tras nimica. În schimb, avem în zare idem ca ziua de ieri, niște nori care nu par foarte prietenoși. Între timp au apărut și jandarmi aici pe lac să ne verifice pe lacul Vârșolț. Bineînțeles că sunt în regulă cu actele, deci am permis, am ANPA, am fișa de capturi. Da, deci de acolo va veni sigur o ploaie. Ar fi bine să nu vină, dar dacă vine măcar să oxigeneze apa și să dea drumul la pește, că uite că de 3 ore am intrat într-un impas. Minciocul cu peștii de ieri și de azi noapte e acolo, e pus deoparte. Ideea e să umplu aici acest sac de pești care momentan e pe mal, că n-am prins nimic. Da, după cum se vede, pescarii încep să se rărească din cauza frontului atmosferic care va veni. Pe partea aia, în continuare, cu duiumul, mașini, pescari. No, e ziua de sâmbătă, 10 iunie. Da, voi vedea cum voi face să schimb ceva în partidă. Eu am mai băgat încă o nadă, dacă veni vorba de nadă. Ceea ce mi-am pus hainele la uscat, că de soare și ieri s-au vântat. Deci am o nadă pe bază de căpșune ceva unguresc și am și niște TTX, pentru că ieri găleata asta am consumat-o toată și am zis că încerc astăzi să bag și la noapte să las asta și astăzi să folosesc, dar văd că nu are niciun efect. Așa că o să trec înapoi pe nada cu căpșune ungurească. Da, păi rămâne să ne vedem mai imediat. Sper să cu niște pește și peace, man! Hai! Cred că trebuia să-i dau. Trebuia atunci. Păi a agățat. Păi că a agățat. Acolo? Aha. Primul pește! Da, primul caras vine la ora 15. Între timp ploaia pare să meargă încolo, dar nu. Deci primul caras, 250-300 grame, fain. Haideți să vedem ce putem lua astăzi. Chiar mi-am pierdut un pic încrederea, având în vedere vremea care dă să vină. Da, e deja 7 după masă. Vremea a fost rea în partea aia, acum e partea aia altă. Nu a venit ploaia, în schimb a fost o căldură torențială, că m-am ars tot pe brațe. Am luat doar 2 caraji de la ora 3, care nu sunt foarte mari. Da, nu știu, aștept iară
Știu că seara mănâncă peștele mai bine și sau se rănește, dar păi, dacă chiar deloc în timpul zilei sau rare ori, da, suflă un vânt, când din partea asta, când în față, când, da, pescuit pe sălbatic. Da, nu știu ce să mai fac, vine seara și am revenit la mutura de aseară, care au avut de cât succes. Practic am aici un flotant de căpșune și se și vede că am băgat într-o soluție pentru căpșune și un pufarin cu o fumigenă pentru a face un nor de praf. Aici nada cu căpșune și cu TTX și cu ceva atractant iarăși de căpșune. Deci, în mod normal, ar trebui să aibă efect. Hai să-i dăm drumul în apă și apa între timp nu mai bate chiar așa tare vântul. Apoi să fie. Cine ne dă vrea? Toată lumea vrea. Da. S-a mus pe partea asta la altă. No, s-a descățat o băgamea și. Da. No, ce să mai rătare. Deja e 10 noaptea și spre surprinderea mea neplăcută îi lipsă totală de acțiune pe baltă, în afară de o plătică, n-am luat nimic notabil, nu știu, vremea să fie influențată de, nu știu, vremea, ca și vreme, dar pește de ce nu mănâncă. Da, ora 10, o să văd ce e de făcut. Da. Și ne aflăm în cea de doua dimineață, 5 dimineața, și aici am un vecin de stand. Da, așa. Așa că îi dau drumul. Da, hai să eliberăm ciortania, da. O noapte relativ relaxantă. Că nu ne-au stresat peștii, doar ce au apărut aici viorară de dimineață. Uite-l-ai. M-am mutat la picior. Da. Înviorare, nu? Era cu 3 cm mai mare, era bun. Ah, păi trebuia să fie, trebuia să fie măcar cu 5. 35, la. Păi 35. Bună dimineața. Am luat și eu unul mai mic, ce-i drept.
Hai să vedem. Acum am început să se... Hai să vedem. Salut! După trăsătură poate să fie la fel un crăpșor. Destul de foc. La ce calas? Ăla a fost crap. Unde? Ce? Ce-am prins eu mai înainte, da. Eu l-am liberat. Da. Păi era mic. Nu, uite ceva. Nu, nu, numai. Tă așa. Roșior. Nu-i roșioră, că îi... Avat? Nu-i avat, îi... Vai, că-mi scapă, cum îi zice. Babușcă. Babușcă, da, da, da. Opa. Am luat și eu una de asta. De asta, dacă o pui în juvelnic, într-o oră, se întoarce. Asta, asta, stai tu. Dar nu îi real la gust. Știu. Uite, mie îmi bălângâne ceva acolo. Pe prima. Prima bambină se mișcă. Da, un pic de activitate. Da, păi așa de dimineață. Eu mă duc la mine, că îmi trage. Hai să vedem. Opa, uite că păi, o lăsat. O lăsat, o lăsat. Să-mi pun asta aici, că n-am stativul. Haide, să vedem ce am luat. O lasă și... n-am nimic. Asta mi-e ciudă. Trebuie să mă aștept. Da, pauză. Pauză, da. O te lăsa. Nu știu ce se întâmplă chestia asta. Dar atare mi-e și lăsa bambina. Avem ceva din nou? Chiar răsărit de soare. Suntem cu bambina. Mamă, suntem. E un crăpșor. Mamă, că acum a început o tanică să mănânce. Am mai luat unul de dimineață. Da. Deci e un mic ciortănaș, bineînțeles că îl vom elibera, nici nu se pune problema. Partea proastă îi că și celălalt, opa, și acesta prezintă semne de punctuație, adică, nu știu, abar n-am din ce cauză, hai să-i dăm drumul. Da, deci se vede că e, nu știu, lovit. Și celălalt care l-am prins și ăla era foarte plin de... În fine, hai să-i dăm drumul. Așa, nu. Culmea că n-am mai luat niciunul pe, de când îs. Adică doi am luat acum dimineața, în rest... Uitați ce răsărit de soare, 5:20 dimineața. Pescarii deja se animă. Eu o să fac cu Viorel, cu un prieten, o să fac un experiment și are un avut model, o să mă ajute să duc firele în față. La două bețe le duce undeva la 150-200 de metri. Să vedem acolo dacă... Nu, eu nu vizez crapul, vizez carasul în principal. Și să vedem dacă poate să intre ceva. Așa că hai să echipăm, scot bățul, le punem monturile, umplem cu nadă și se dăm drumul. Îmi duce
îndepărtare, exact către soare, două monturi. Asta e strict experiment, să vedem ce poate să... Să vedem dacă-l lasă. De lăsat, lasă. Da, facem un test să nu ne trezim că... Îl ducem către soare, să vedem ce luăm. Așa, firele văd că încep să ducă. Da, un pic aici să dăm, să eliberăm un pic, să nu se agațe, da, nu se agațe. Așa, îi duce, hopa. E bine, bine, bine. Ok. Fir este pe tambur. Da. Trebuie să-mi dau cale? Păi lasă una în dreapta. Sau cum vrei tu. Una duc mai în sus. De acolo e deja 100 și, nu? Așa mult zici? E bun. Nu am să țile firile. Da. Punem bambina și așteptăm. Mulțumim, fain. Ce? Uite, într-o zi avem aici o... Tanti. Hai. Hai. Ai agățat. Ce. Să trebuie să fie crapă ăsta după. Da, nu. Sigur e crap. Să se bate. E crap. Crăpșor. Da, da. Ai mai barusan decât pe celălalt, care a fost. Adică după cum se... Tocmai ce mă duc firele cu vărcuța și... Ce ai? Să se încălcite? Nu, dar trebuie cu pusă la alt fir. Că n-am apucat că... N-am apucat că să-l... Să-l... Da. Hai să nu meargă peste celălalt. Hai să... Hai. E dus până... Exact... Ia că-i dus. S-a dus după firele alea alte. Dumnezeu. Dar treci tu pe astea alea. Păi ce să mă mai... Sau pe dedesubt? Păi dedesubt, aia e buba. N-am apucat să le întind că deja... Hai că încercăm să-l manevrăm. Hai că cred că am scăpat. Nu mai duce, mă, uite, mă. Așa, trecut aia aici. Vezi că acolo-i camera. Să-ți iau ăsta? E de camera. Păi de-aia m-am pus eu, să mă filmez. Da, păi tot ăla. E tata la care l-ai prins și mai înainte. Da, exact ăla. Dar acum e mai nervos, ce-o zis. Hai să-i dau de lucru mai mult. Da, băi... Hai, nene. Asta zici că e mai mare. Da, pe oricum ar fi, îi... Subdimensionat. Partea bună că e gras. Partea proastă că e mic.
Măcar ăsta nu prezintă... Opa. Da. Văd că s-au unim acum ciortănașii, bineînțeles că le liberez și pe acesta, că nu... E mult prea mic. Da. Să echilibrez eu aici bețele, să... să le întind firele, să pun bambinele, că... aici. S-ar putea să fie un caras. Că are greutate, dar n-are... nu opune rezistență, doar greutatea lui. Dacă e carasă, să fie fain carasă. Hai să vedem ce avem aici. Oh, iară ciortan, extraordinar, al patrulea consecutiv. Ba nu, bă, cred că e ciortan, nu știu. Mi s-a părut că, ba nu, că e caras. Ah, carasul, în sfârșit. Ah, un carasel frumos. Da. Slab, cum ne place nouă să le zicem așa. Ah, interesant, e bine că... caras frumos, uite ce fain colorit. Da, caras adevărat, de vârșoarță. Hai să vedem așa. Uite acolo cum o tot mișcă. Încă nu-i... nu-i... e aici, pe fier. Eu zic că e un caras mare, ești fericit. Obiectivul, un caras de 1 kg. Dacă tot ne-am chinuit să ducem firele la 160 de metri distanță, îi ceva acolo, e logică, îi, dar așteptăm o mișcare mai... e dură. Asta nu mă ură așa repede. Și dacă lasă firul, dacă e logică, îi caras. Poate e pe băț. Poate e prins. Aștept ceva din partea lui. Acum se tensionează, cred că... este... oh! Chiar este bine! Mamă, ce... ciorcu este! Da. Da. Interesant. Obiectivul e un caras de 1 kg.
sau crab. Peste limita legală, dar trebuie să fie că îl simți în băț. Hai să dau eu jos bambina asta. Pe la 160 de metri aduc un pește. Să vedem dacă s-a meritat. A fost doar un one-way ticket. Bă, dar vine greu, nu? Uite, bă, mare. Adică... Nu că e ciortan, dar o să-ți bate. Nu, e ciortan. Păi nu să... Deci vine greu, dar nu să-ți bate. La când e cară, da. Și eu sper. Hai, mă ajuți aici cu miciocul. Da. Să vedem, poate că avem noroc. Mamă, dar mult mai este încă. Vedeți ce-am tăpirul. Poftim? Vedeți ce-am tăpirul, avea ce trage. Mamă, dar e... Chiar că e mult. Păi e numai de 3-4 ori mai mult, dar nu chiar 4 ori. Ba... Hai că se vede, trebuie să fie acolo. Uite la aici, apropiere. Opa! Frătică! Mamă! Frătică, serios? Frătică? Hai să vedem. Eu nu m-am văzut o coadă acolo, nu cred că e plătit. A plătit la ochile ceva. La cât? La ochile ceva. Nu pot să cred că am o plătică așa mare. Ai luat? Da. Este! Băi, am luat o plătică de gigant! Ha! Hai să vedem, lasă acolo. Mamă, ce plutică mare. Aoleu. Oi, ce faină plutică. Mulțumesc. Mai că acum s-a găsit dincolo. Uite aici ce plutică. Un kil. Plutică de un kilogram. O stai că dincoace, trage dincoace. Stai că totul e plin de mucus. Da, între timp mi-a lăsat aici firul. Mamă, ce s-a animat activitatea în dimineața aceasta. Plătică la un kilogram. Hai încă o dată. Interesant. Este ceva? Da, pe cum ziceam că venirea soarelui și...
Cred că da. Fain caras. Pe jumate de kilogram ar trebui să... A, nu chiar jumate, dar e caras. Asta e important. Preferatul meu e caras, eu. Da. Motura simplă, cu un spin și numai pe babă de flotant de căpșună. În afară de un singur cărășel care a uitat pe babă de pufarin. Deci un momitor și uite aici baba de pe spin. Căligul mai mic decât baba. Și intră tot cărașul, uite, m-am încipat. Căraș frumos. Da, mai stau că vreo două ore că urmează să... Să termina, da. Și dacă termina, dar nu mai ai ce să faci. Hai să vedem la vecinul, că eu țingălit tare, tare, e? Am prins un bodoc. Mamă, ce iarbă e aici. L-ai lovit tu? Da. Opa, opa, azi. Dar nu-i crap. Plătică. Uite ce faină plăticul. Ai văzut crapul ce l-am prins, nu? Nu. Cum nu? Nu ți l-am arătat. Mi-a arătat... nu era plătică? Nu. A, era clap. Nu, nu l-am... am văzut, dar nu am crezut că e plătică. L-am eliberat. Și asta e plătică. Da. Bă, dar ce vânjoasă era la... La trăsătură. Eu am crezut că era plătică aia ce... Crap, ciocan de 30. Da. Și eu am avut 3 ciortani toți eliberați. Mai am un băț acolo în față, dar pe motură cu bobă de usturoi. Nu știu dacă le convine. De bobă de gunoi? De usturoi. Usturoi. Ai fi surprins, bă, orice bobă, dar... Nu știu, n-am încercat, dar poate de asta, de iepure sau ceva. Popa pur. Da, da. Da, da. Foarte bine. Așadar, dragi prieteni, am ajuns și la finalul partidei. Este numai ora 9 și un pic, ideea e că este un soare torit, ieri m-am ars. Arată pești. O să-i arăt și am aici niște prieteni care țin înmorțiți să le arăt peștii, da. O să vă arăt ce am capturat practic de ieri de la ora 3 și până acum dimineața la ora 9. Ideea e că toată activitatea, 90% din activitatea a fost de la ora 4 dimineața și până la ora 9, că tocmai ce mi s-a terminat și nada. Așa că haideți să vă arăt ce am reușit să le capturez în orele astea. Deci, acolo e sacul celălalt de ieri și astăzi e sacul de astăzi. Așa că haideți să... De fapt, aici e sacul ăsta, facem mai bine o cântărire, că pe aia vă arăt ce e aici. Nu mă clipă că am aici un... Acum sacul e umed, dar scădem o jumătate de kilogram. Deci am pus pe 0. Așadar, astăzi am 4,8 kg minus sacul ăsta umed, 3-400 grame, deci un 4,5 kg. Culmea că la fel a fost și e tot un 4,5 kg. Și acum, ca să vedeți, să faceți o idee, că nu am pești mulți, dar eu nu sunt amator de plătică, dar asta nu pot să nu vă arăt. De fapt, ați văzut-o pe imagini, o frumoasă de plătică. Uite aici. De fapt, cea mai mare plătică care am prins-o în viața mea, așa mare n-am mai luat. O plătică mare, frumoasă. Și să vedem aici ce caraș mai avem. Caraș de vârșolț. Ia uitați aici. Frumusețe de caraș. Opa! Cred că mai este încă unul. Da, mai este unul rătăcit pe aici.
Așa, nu. Da. Tanti. Așa că ăsta însumează 4,5 kg. Pești frumoși. O să-i aduc... Nu mă clipă, să stup aici să nu mai sară. O să-i aduc și pe ceilalți. Astea sunt capturile de ieri. Au intrat mai consistenți de data aceasta. Și ieri au fost carași frumoși, după cum se vede. Ia uite aici. Chiar curios. Ăsta a avut undeva 700, ăsta are către kilogram. E mai lat. Dar o să cătărim și plătica asta, că tare curios. Hai să-i facem o cântărire. Oricum asta, eu deși nu s-a mai... Hai să vedem. O plătică de 1180 de grame. Da, cea mai mare plătică din viața mea. Așa că trebuie să-mi strâng peștii de aici. Trebuie să vezi, aproximativ 90 kg, ceea ce e limita legală. Rămâne să ne auzim data viitoare. Așa că, prohibiție, îți mulțumesc că ai trecut. Vă salut, fire întinse tuturor!